Am dat curs invitației pe care mi s-a lansat-o. Sunt pentru, am nu știu câta oară, nu știu dumneavoastră, pe ce vreau să vă cunosc. Mă bucur să văd multe fețe necunoscute și pentru că în inima mea sunteți toți niște oameni speciali, aveți niște copii deosebiți, mi-am îngăduit să vă fac de data aceasta un cadou mai special și am vrut să invit un cor de tineri deosebiți. Este vorba de corul de la Liceul Baptist din Timișoara, însoțiți de fratele dirijor, Vițe Vițelar. Împreună cu dumnealor a venit fratele păstor din biserica unde noi ne închidăm, fratele Remus Groze, împreună cu familia. Și în seara aceasta aș vrea ca să aduc înaintea dumneavoastră niște mulțumiri speciale unor persoane speciale din viața mea, fără de care ieșirea noastră aici nu ar fi fost cu putință. Și, în primul rând, mulțumirile mele și lauda mea este pentru Împăratul, pentru Domnul Iisus Hristos, pe care îl vom primi cu bucurie și ne vom aduce aminte de nașterea Lui peste câteva zile. Și mulțumirea specială este în Cartea Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11, un verset pe care eu l-am primit azi dimineață venind pe drum, din partea unui prieten și păstor. Și mi-am îngăduit să-l iau ca și un verset de laudă pentru Dumnezeul nostru. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea. Deci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. În al doilea rând aș vrea să îi mulțumesc în mod deosebit soțului meu care m-a încurajat și m-a asistat și m-a ajutat în timpul în care am pregătit întâlnirea noastră. Le mulțumesc copiilor mei care au avut răbdare cu mine. Mulțumesc corului pentru invitație, pentru că au răspuns invitației noastre. Mulțumesc fratele dirijor și familiei dumnealui care ne însoțește. Sunt multe motivele de laudă și de bucurie și pe lângă muzică, pe lângă cuvânt din partea Domnului, am venit încărcați cu daruri. Daruri care au fost posibile datorită unor oameni cu inimă bună de la Fundația Apa Vieții din Timișoara, reprezentați de sora și doamna Mariana Neagoie. Mi-am permis să-i spun numele cu acordul dumneaei. Este o persoană deosebită și a simțit cu copiii din Valea Jiului. Și nu în ultimul rând, mulțumesc mamei mele care este aici împreună cu mine și vă doresc tuturor să primiți cu bucurie și cu inimă bună mesajul din partea Domnului, să vă lăsați copleșiți de colinde pe care eu le-am auzit, sunt extraordinare. Veți vedea că vocile acestor tineri o să vă cânte inima și sufletul și vă îndemn să lăsați deoparte pentru două ore toate frământările și toate gândurile care vă copleșesc și să vă bucurați împreună cu noi de Domnul Iisus Hristos.